Urmează să se întâmple, băieți! Păzea! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de My Summer Car. Nu ne-am mai jucat de ceva vreme acest joculeț și a sosit timpul să mai facem un episod pentru că știu că vă place seria. Pub Napo. Se scrie acolo? Nivalan Kalia. Ok, nu știu ce înseamnă asta. A venit și prietenașul nostru, dar astăzi, primul și în primul rând, vreau să începem cu ceva. Auzi? Vrei motocicleta mea? Oare se întâmplă dacă bag motocicleta în mașina asta? Bă, dă-mi mă înapoi! Bă, ce n-ai, mă? Dă motocicleta înapoi! Poți să mai scot de acolo? Fuel tap, ok, ok. Bă, eu credeam că poate l-o mor sau... Nu, 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 nu pleca cu ea! Aaa, așa. Bun. Hai să ne dăm la o parte, că ăsta e cam mania. Bun, mă culcam, mă. Ăsta e cam maniac și poate... Uite, vrea să mă omoare nebunul. Ok. Stă hârțoaga asta. Pune-te, pune-te, pune-te. Așa. Și cum n-ai bă o porneam, că am uitat. Dă-i. 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 Bă, bune? Cred că trebuie... Stai. Ce naiba? Nu e pornită chestia aia la combustibil? Stai. G. Nu! Oh my god, din nou. Stai. Oh, cum face? Stai așa, băieți, că nu mai știu să joc mai Summer Car. Aia e beleaua. Dacă nu m-am mai jucat de atâta timp, am uitat. Adică, na, ce vreți de la mine? În primul și în primul rând, vreau să ne ducem la... vreau să ne ducem la, cum se numește, la tren și să dea trenul peste noi să vedem ce se poate întâmpla, corect? Ok! Totul e frumos, totul e bine. Hai să nu mai facem de-astea. Parcă nu mergea așa repede motoscârța asta, nu? Sau mergea? 70 de kilometri la oră, nu e chiar așa mult, doi cu mașina mergeam mai repede. A treia, frumos. Și... A patra. Merge, mă? Tragi caleta asta de... bicicletă. Nu s-a mai adăugat niciun update în My Summer Car, adică nu mai e nimic nou. Din păcate, mi-ar fi plăcut măcar să adaugi și ei ceva nou, nu știu, măcar o dată pe lună sau ceva pe acolo. Nu știu, vom vedea, poate adaugă o dată pe lună, habar n-am, nici nu mai știu. A trecut o lună de când s-a făcut update-ul ăsta? Eu habar nu am. Dar, ar fi frumos din partea lor să mai adauge chestii noi. Ca să mai am și eu conținut, da? Că altfel am cam terminat tot ce se... Am făcut tot ce se poate face în acest joc. Dar, sunt sigur că o să vă placă... O să zburăm de pe motocicletă în timp ce ne lovește un tren. Cred că trenul a fost o idee bună în jocul ăsta. Dar partea proastă e că avem mult de mers. Asta e. Sunt invizibil! N-am niciun stres! Motocicleta invizibilă. De fapt numai motocicletă nu e asta. S-ar putea să audă jocul puțin cam tare, dar cred că o să le editez pe... Mă rog. O editez eu sunetul să nu vă deranjeze. Noi am cam ajuns. Hai să... Bă, bă, boss, s-a oprit, mă, gata, a obosit. Hai să ne punem... Dă-i cu spatele, dă-i cu spatele. Bă, ăsta nu dă cu spatele într-o parte. Așa. Știi, cred că ar fi mai simplu să mă dau jos și să... aranjez eu motocicleta asta. Da, ar fi mult mai simplu, hai să ne dăm jos. O luăm și o punem cum dorim noi. Exact așa vreau să fiu lovit. Și acum ne urcăm și așteptăm. Aș vrea să vezi și motorul pornit. Că de ce nu? Și acum trebuie să așteptăm. De fapt putem să oprim motorul. Și mi-a zis voi în comentarii că de aici se oprește motorul. Că eu nu știam. Nu realizasem că poți să apeși pe butoanele astea. Nu mai avem luminii? Mă, ce m-am speriat, ești nebun. Am crezut că a venit trenul deja. Sunt doar niște nori. Prima dată avem impresia că se face noapte, dar nu. Dar nu. Vine?
Opa, vine deja, băieți. Hai să pornim motorul. Hai, mă. Vreau să mă lovești cât de tare postul. Vreau să văd unde zbor. Nu merge să aprind luminile. A, bă, da. Urmează să se întâmple, băieți. Păzea! Boom! Sunt în ceruri! Nici nu cred că m-a aruncat! Oh, nu, no, ce fail! Cred că m-a aruncat... cred că a aruncat motocicleta și pe mine m-a aruncat lângă. Adică eu am căzut și apoi a zburat motocicleta. Nu cred că am zburat așa tare în aer, nu? Și am și un glitch în care, normal, acum trebuie să se termine jocul și să-mi dea partea aia cu ziarul, dar nu se întâmplă nimic, trebuie să ies din joc. Hai să mai încercăm o dată. Asta, cred că este o altă șină de tren. A, nu e aceeași. Da, nu e aceeași. Pentru că partea era mult mai departe. Dar, nu cred că are vreo legătură. Cred că din contră. De fapt, nu. Hai să ne... De fapt, stai puțin, pot să mă dau jos, că nu mai am nevoie. Deci, hai să ne dăm jos și hai să punem... Cred că stă destul de bine motocicleta aici, nu? A, dar nu stă în picioare. Cum facem noi atunci? Cum facem să stea motocicleta asta în picioare? Când vine... Putem să facem așa, putem să o luăm. Și să o plasăm noi aici. Pix când vine trenul. Ia oare cât stă în picioare? Nu vine. Vine. Hai să întoarcem. Să o punem aici. Stai! Nu! Motocicleta mea! Are cineva idee unde s-a dus? Hello! Dă-mă motocicleta înapoi! Am văzut că... Cred că s-a glicit prin pământ. Asta cred, nu cred că a zburat, că o vedeam în aer. Sau motocicleta noastră s-a urcat în tren și a plecat fără noi. E acolo? Nu, no, era doar un tufiș. Chiar nu mă gândeam că motocicleta nu stă în picioare. Sau, mă rog, ce-o fi scooter. O să zice motocicleta. Nu mă gândeam că nu stă în picioare, am uitat. Credeam că stă dacă o lăsăm. God damn it. Cred că stătea jos, a călcat-o și s-a glicuit prin pământ. Asta a fost aiurea. Bun, atunci hai să facem altceva. Este timpul să ne jucăm cu prietenul nostru cu mașina galbenă. Hai să vedem cum funcționează treaba. Deci ne punem așa, dăm cu spatele. Aici. Pe liber, trage frâna, nu pleca. Stai aici, stai aici. Ia uite ce are el aici. Hop! Towing hook! Doar fă puțină liniște, ok? Grăsane, fă puțină liniște pentru că vom merge la o plimbare. Hai să dăm pe high. A întâia. Vino cu noi la plimbărică. Ia uite-l. Probabil va încerca să plece, dar cine a zis că îl vom și lăsa? Acum, pe unde putem noi să-l plimbăm pe ăsta? Aș vrea să-l arunc direct în apă. Se poate? Să-l arunc în apă? Unde e apă? Hai să ne uităm pe aici, prin jur. Avem terenul. Oh, ia uite apica. Oh, avem unde e barca. Hai să ne aruncăm cu el în apă, ești nebun? Oh, zim că a intrat în apă. E legat de noi. Oh my god, a intrat sub apă, nebunul. El fumează sub apă, băieți, înțelegeți? N-are niciun stres. Eu cred că apa asta e doar imaginară. Când ești sub apă, zici că nici nu ești sub apă. Ia hai să-i dăm drumul, să vedem ce se întâmplă. Dai.
Nu asta. Nu pot să mă aplec să-i dau drumul. Ba da, i-am dat drumul ea. Da, nu mai poate să plece. Accelerează doar degeaba, uitați-vă, dispare chestia asta. Oh my god. Jocul ăsta e tare ciudat când vine vorba de apă. Dar asta s-a întâmplat. Credeam că o să intre doar mașina mea în apă și a lui rămâne la mal. Asta am crezut pentru o secundă, dar... Ia! Băi, ești nebun? Al naiba! Ok. Gata, a plecat. Cum naiba s-a întâmplat așa ceva? Ok, pentru episodul viitor, știți ce vom face? Pentru episodul viitor îl vom lua pe ăsta și îl punem pe șina de tren. Să vedem dacă îl lovește trenul. Ce se întâmplă? Ce credeți că s-ar întâmpla dacă îl lovește trenul? Ați vrea să vedeți? Eu zic că ați vrea, pentru că eu sunt curios. Sunt curios dacă îl omoară sau dacă pur și simplu să arunce foarte departe și să rămâne în viață. Habar n-am. Probabil va fi puțin cam dificil să-l ținem pe loc. N-am, că s-a dus la locul lui. Probabil va fi cam dificil să-l ținem pe loc până vine trenul, dar voi încerca pentru episodul viitor. Sper că v-a plăcut episodul acesta, probabil a fost ceva mai scurt, deci îmi pare rău, dar cam atâta am făcut pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vom vedea data viitoare, pa, pa!